Pe scurt, mor de căldură, era august și a devenit foarte cald. M-am trezit, transpirat, pe mine s-a așezat un țânțar, a murit, din cauza că s-a fript labele. Un plus că este vara. M-am ridicat, am mers să fac un duș, am deschis, a început să curgă apă. Nu rece, dar fierbinte. Rece nu-i, m-am supărat, dar și m-am bucurat. În sfârșit, peste două luni, am apă caldă în casă. Ultima săptămână trece foarte ciudat. Mă culc în pat, mă trezesc pe podea. Beau apă, stau cu un ștergar umed, bag capul în congelator, ajută puțin. Iarăși beau apă, mă culc pe podea și așez în jur cu sticle de apă. Uneori îmi așez și pe corp carne înghețată. Am decis să-mi fac ceva de mâncat, fără să aprind aragazul, deoarece apartamentul așa este fierbinte. Cred că și în iad este mai răcoare. Am deschis frigiderul, am luat două ouă, am deschis fereastra, le-am aruncat în tigaie. Peste un minut ouăle erau prăjite. Am mâncat, am mers la mine în cameră. M-am lăsat în pat, mi este cald, am băut apă, mi-a venit o idee, să ies afară. M-am îmbrăcat, am deschis ușa, am intrat în lift, am ieșit afară. M-am uitat în sus, afară e mai cald, m-am enervat, vreau ceva rece, poate o bere? Glumesc, o înghețată. Am mers la magazin, am venit de la magazin, fără înghețată, deoarece s-a dezghețat. Am uitat banii acasă, mie este lene să mă ridic după bani, m-am așezat pe scaun, mi-a sunat mama, mi-a spus că este apă rece în duș. Repede am pornit-o spre casă, am intrat în casă, am mers la duș, mama mi-a trimis un mesaj că este doar o farsă. Cum așa? Am căzut, nu mai pot de căldură. Am băut apă, m-am culcat pe podea. Mi este foarte cald. S-a terminat apa din sticlă, m-am ridicat, am mers la bucătărie după apă, n-am găsit nimic, am căzut. Am început cu încetul să mă usuc. În iad, cred că va fi mai bine. Mi-a venit o idee. Am deschis frigiderul, am scos totul din el. Și acum, bam-bam, căsuța mea nouă. Cât e de bine. M-am culcat în frigider. Pe scurt, mor de căldură. Guys, nu uitați de un like și să scriți în comentarii dacă ți-a fost cald în această vară. Miau.